Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la emisiunea Politica între da și nu. În această seară, în studioul Gorj TV, îl avem invitat pe secretarul coordonator al PNL Gorj, domnul Marcel Românescu, căruia îi spun bună seara. Bună seara și bine v-am regăsit. Bine ați revenit la noi. Avem foarte multe lucruri de discutat, mai ales că în ultima perioadă, în ultimele zile, a fost o perioadă tensionată pentru USL, tot felul de declarații. Un liberal a ieșit la nivel național, domnul Stănescu, domnul Roșca Stănescu, cu niște declarații destul de acide. Și de acolo a pornit o întreagă tevatură, un întreg scandal. S-a suspendat inițial protocolul, se vor renegocia niște prevederi. Ce se întâmplă? Va mai exista USL pe viitor? Intrăm direct în pâine. Eu cred că da, eu cred că va exista cu toate declarațiile domnului deputat Sorin Roșca Stănescu. USL-ul va exista. De 6 luni de zile, deja după alegerile parlamentare, aproape 6 luni de zile, ne-am obișnuit cu declarații făcute ori de lideri PSD, ori de lideri PNL, nemulțumiți de o anumită parte a acestei înțelegeri care s-a făcut. Era de așteptat, ținând cont de faptul că, așa cum spune toată lumea, alianța dintre PNL și PSD are și o parte nefirească, partea legată de doctrina fiecărui partid. Știm foarte bine că PSD-ul, până la urmă, e un partid de stânga și își urmărește idealurile și proiectele lui ca partid, pe când Partidul Național Liberal, fiind un partid de dreapta, încearcă pe partea cealaltă să-și promoveze valorile liberale, să încerce măsurile liberale să le promoveze în acest guvern. Și e normal ca la un moment dat să apară disensiuni în cadrul unui social-liberal. Dar cu toate acestea, deși se cânta prohodul de mult al USL-ului, uite că au trecut o perioadă destul de lungă, Uniunea Social-Liberală a rămas. Până la urmă, cum să vă spun, chiar dacă nu spun eu pentru prima dată acest lucru, atâta timp cât nu ai opoziție, la un moment dat o crezi în interiorul puterii, că trebuie să existe Deci nu există astfel de opoziție. fenomene. Din ceea ce vedem până în acest moment, nu prea există opoziție, pentru că lupta din PDL nu a întărit Partidul Democrat Liberal. Pe de altă parte, vedem că nici pe PDD-ul nu mai era ceea ce era în alegerile parlamentare sau alegerile locale. Ușor, ușor, fiecare dintre cei din Partidul Poporului Dan Diaconescu a încercat, într-un fel sau altul, să negocieze și încearcă, presupun, să negocieze cu formațiunile puternice de pe șichierul politic, dându-se seama că, și din punctul meu de vedere, Partidul Poporului nu poate avea, în momentul de față, un viitor foarte, foarte lung. Am avut experiențe ca pe PDD-ul și PNG-ul. Mai mult decât atât, a existat un PRM foarte puternic într-o anumită perioadă și observăm că partidele formate și experiența, viața politică din România ne demonstrează că partidele formate după 90, fără ca să aibă un fundament foarte puternic, nu pot să reziste foarte mult pe șichierul politic. Și așa vor apărea pe baza unor lideri, pentru că aici discutăm de aceste formațiuni care au stat și în spatele unui lider, vorbim de Gigi Becali, de Vadim Tudor sau de Dan Diaconescu, și partide care în teritoriu n-au încercat cum să vă spun, să-și creeze o structură care să poată să aibă continuitate pentru viitor. Și așa cum a dispărut încet, încet PNG-ul, așa cum, din păcate, spun eu, dispare încet, încet PRM-ul, pentru că a existat ca forță și poate era benefic să rămână pe șichierul politic. Încet, încet vedem și dispariția pe PDD-ului. Iar la Partidul Democrat Liberal încă lucrurile nu sunt foarte limpezi. Pentru că odată cu acea mișcare populară creată de către, chiar dacă la momentul ăsta discutăm de o fundație, creată de Traian Băsescu, este clar că o parte din electoratul Partidului Democrat Liberal se va îndrepta spre acea direcție. Mai ales dacă acea inițiativă se va transforma într-un partid politic. Pentru că bun, am stat 12 ani în Partidul Democrat Liberal. Acolo exista un curent foarte puternic, la început, cum să vă spun, totalitar, pro-Băsescu, dar presupun că cel puțin jumătate din cei care sunt în momentul de față membrii PDL sau simpatizanți PDL, sau cei care au fost membrii PDL sau simpatizanți PDL, o să rămână sufletește alături de Traian Băsescu și în felul acesta s-ar putea să se apropie și sondajele demonstrează acest lucru spre o astfel de mișcare. Cu atât mai mult dacă la un moment dat Elena Udrea,
cu grupul care a susținut-o se duce spre această mișcare, lucrurile se complică pentru Partidul Democrat Liberal și o să vedem un Partid Democrat Liberal care poate să facă în opoziție în momentul în care își reglează problemele în interior. Dar până atunci trebuie să se stabilizeze. O să vorbim și de PDL puțin mai târziu, dar oricum, tensiunea au mai fost în USL, au mai fost declarații. Ideea e că până acum președintele PSD, Victor Ponta, nu a ieșit cu astfel de declarație. Până la urmă, la un moment dat a dat și un ultimatum PNL-ului, după aceea a revenit, a spus că nu se va mai face nimic în acest sens, dar spunea că protocolul este suspendat, vor exista renegocieri, se vor lua măsuri interne în cadrul fiecărui partid. Adică să nu mai existe declarații dure. Declarațiile dure trebuiau eliminate din start și din punctul meu de vedere, dacă reprezentanții de la centru ai Uniunii Social Liberale luau măsurile imediat după ce au început astfel de declarații, pentru că declarațiile au curs, cum să vă spun, în trepte, de la un nivel scăzut până la declarațiile de care spune Partidul Social Democrat acum ale lui Sorin Roș Castănescu că ar fi declarații foarte, foarte grave. Însă, eu nu pot să vă ascund la acest moment, deși nu sunt eu promotorul acestei idei, că nici măsurile pe care le-a luat PSD-ul sau Victor Ponta n-au fost întotdeauna pe placul Partidului Național Liberal sau al liderilor acestei formațiuni. Și mă refer la acea coabitare pe care a stabilit-o imediat după alegerile parlamentare cu Traian Băsescu. Acum, știm foarte bine că fundamentul, până la urmă, a acestei alianțe, la începutul ei, a fost tocmai acesta. Încercarea de a scoate PDL-ul de la guvernare, care spunea USL-ul la acel moment, eu nu eram în USL, dar spunea că a fost o guvernare dezastruoasă. Pe de altă parte, eliminarea lui Traian Băsescu din poziția de președinte a României. Anul trecut a fost un referendum la care au participat o masă foarte mare de oameni. Bun, n-a fost validat, dar au fost 7,5 milioane de oameni. Și această schimbare n-a fost primită chiar cu brațele deschise de către Partidul Național Liberal, mai ales ținând cont de faptul că în 2014 avem alegeri prezidențiale, da? Și toată lumea se aștepta ca Victor Ponta să fie cât de cât reticent față de Traian Băsescu și să-l ajute pe Crin Antonescu pentru a putea câștiga mandatul de președinte al României. Și ulterior, această colaborare să parcurgă alte etape sau să se întrerupe, din punctul meu de vedere. Oricum, și domnul Antonescu a ieșit la acea vreme cu niște declarații tot la fel, mai dure. Spunea că nu mai există încredere, nu se le... Sigur, vedeți, diferența între PNL și PSD la momentul acesta, dacă o luăm strict pe ceea ce se întâmplă, PSD-ul este cu saci în căruță, cum ar veni vorba lui românului, da? Are un prim-ministru al României, are pozițiile stabilite în urma negocierilor. Deci, practic, acum sunteți la mâna PSD-ului, cum ar veni. Impropriu spus, sunteți și la mâna PSD-ului, pentru că nu trebuie să nu recunosc că o candidatură a unui reprezentant al PSD-ului ar crea foarte mari probleme candidatului Partidului Național Liberal pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Însă, e greu de crezut la momentul acesta că după un vot masiv care s-a dat în decembrie 2012 pentru USL, după experiențele anterioare ale Convenției Democratice, ale Alianței DA, care nu s-au dovedit ca fiind construcții de partide chiar foarte viabile, da? E greu de crezut că cineva la acest moment, și mă refer la cei doi lideri, la Crin Antonescu și la Victor Ponta, își vor asuma personal o astfel de ruptură. Pentru că din acel moment, și sincer, din acel moment, indiferent ce mai vrea în țara asta să mai construiești pe baza a două partide, nu s-ar mai putea construi. Pentru că oamenii deja s-au înșelat odată și știți foarte bine fricțiunile care apăreau în CDR-ul între cele 3, 4, 5, nici nu mai știu câte formațiuni care susțineau acel guvern. Problemele care au apărut în alianța DA între PNL și PD pe vremea respectivă, dacă de data aceasta și pe a treia coabitare PSD-PNL-PC ar apărea probleme, nu cred că ar mai putea funcționa o astfel de majoritate. Pe de altă parte, cred că proiectele pe care le are USL-ul în acest moment îi determină
să rămână pe membrii acestor formațiuni să rămână împreună. Pentru că o majoritate de 70%, foarte confortabil, așa cum are USL-ul la acest moment, nici n-a mai existat, pentru că niciodată nu s-a câștigat cu un astfel de procent, dar nici nu se va mai întâlni. Probabil ăsta e și cel mai mare motiv, cel mai... Sigur, și dacă vrei să faci o modificare din temelii a Constituției, a modificărilor legilor esențiale, îți trebuie o majoritate în Parlament. Vă imaginați că în momentul de față, dacă PNL-ul s-ar despărți de PSD sau ar rămâne fiecare pe direcția lui ca partid, s-ar putea crea oricare, cu orice variantă s-ar putea crea majorități. Majorități care să existe astăzi, iar mâine să nu mai existe. Și în felul acesta nu te mai putea gândi la proiectele pentru viitor. Și noi discutăm de o regionalizare care presupune în Parlament un vot cu două treimi. De unde le obții în condițiile în care ai rămas? Și dacă PSD-ul rămâne singur, are undeva cu ce ar putea să strângă acolo în jur de 40%. Deci, dacă în acest moment s-ar rupe protocolul... Toate proiectele respective s-ar duce pe apa sâmbetei. Și cine ar fi în dezavantaj mai mare? PSD-ul sau PNL-ul? Ar fi românul în dezavantaj, pentru că proiectele acestea, ca să poți să le duci la bun sfârșit, presupun ca două, trei formațiuni mari să poată să le promoveze și ulterior să le treacă prin referendum în rândul populației. Îl mai poți determina pe român să participe la un referendum când el cu 6 luni de zile sau cu un an de zile înainte a dat un vot, până la urmă, de încredere unei alianțe. N-a dat votul neapărat PSD-ului sau neapărat PNL-ului. A dat USL-ului acest vot și a spus, domnule, v-am dat, acum apucați-vă de treabă. Am intra într-o criză politică, eu pe principiul ăsta merg crezând că nu se va rupe USL-ul. A intra într-o criză politică, din punctul meu de vedere, mai dură decât criza politică creată în relația dintre USL și Traian Băsescu. Pentru că, din momentul ăla, toată lumea se gândește numai cum să creeze alianțe, nu mai vorbesc la nivel guvernamental. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla în județe. În fiecare primărie poți să creezi o altă majoritate, să schimbi viceprimarul. Corect, da? În fiecare consiliu județean poți să creezi o altă majoritate, să schimbi vicepreședintele consiliului județean. Deci am avea cel puțin un an de zile din momentul ruperii USL-ului de nebunie total. Deci s-ar crea imediat majorități în care viceprimar, vicepreședinți de consiliu județene, președinți de senat, președinți de cameră. Dar la majoritățile respective. Așa cum spuneam, se vorbește de niște negocieri în cadrul USL-ului și la nivel național se vorbește de o reîmpărțire a funcțiilor la nivelul guvernului de la 70-30, de 70 PSD-ul, 30 PNL-ul, și asta ar însemna ca PNL-ul să rămână fără oameni în guvern. E greu de crezut că se va obține un astfel de procent. Din punctul meu de vedere, dacă renunți în acest moment la protocolul vechi și renunți la paritatea care s-a creat, cred că era un fel de paritate 60-40, cam așa era, da, la momentul acela, te poți aștepta, și dacă ai făcut un pas ulterior, ți se pot întâmpla mult mai multe lucruri, te poți aștepta ca înainte de alegerile prezidențiale PSD-ul să vină să spună, domnule, eu am un candidat cu 2% mai bun decât al tău. Da, în toate sondajele făcute, din acest moment eu trebuie să pun candidatul la alegerile prezidențiale. Dacă cedeze acum, de ce ulterior n-ar veni cu alte pretenții? Dar eu v-am spus, în comparație cu Partidul Național Liberal, eu nu pot să fiu împotriva deciziei Partidului Național Liberal, dar nu-mi place foarte mult ceea ce se întâmplă. Adică, cred că amânarea pentru anul 2014 a unei înțelegeri care la momentul acesta nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, exact. Da? Și ori o tranșezi din start și găsești pilonii pe care să mergi în continuare, dar să renunți la scandalul care s-a creat, ori din acest punct de vedere, la momentul ăsta rupi pisica în două, da? Stabilești prioritățile fiecărui partid și fiecare își vede de treabă. PNL-ul, eu trebuie să recunosc că PNL-ul, din ceea ce se întâmplă în momentul de față, nu câștigă. Și nu trebuie să o spun eu, pentru că o spun sondajele.
Da? Dar după această situație de la nivel național, s-a transmis ceva în teritoriu? Vor exista, spuneați că mâine veți avea un birou permanent județean. Da, este un birou permanent. Se vor lua măsuri, se vor, nu știu, niște, se vor spune niște lucruri, adică nu veți mai avea voie să vă atacați colegii de alianță, nu veți mai avea voie să vorbiți, nu știu... Nu. Din fericire pentru ceea ce s-a întâmplat la nivelul județului Gorj, cel puțin pe partea de declarații, am stat destul de bine. Adică în ultimele 6 luni de zile, în ce sens? N-am ajuns niciodată să discutăm așa cum s-a discutat, cum a discutat, să zicem, Rosca Stănescu de Victor Ponta. N-am ajuns să ne atacăm în felul acesta. Însă nemulțumiri sunt și la Gorj. Și nemulțumiri sunt în toată țara. Să nu vă imaginați că o astfel de alianță funcționează perfect în vreun județ. Nici pe departe. Dar la Gorj, spre exemplu, nu funcționează deloc. Adică și aici mă refer la faptul că eu nu mi-aduc aminte ultima dată când s-au întâlnit cu președinții USL de la Gorj. Eu nu mi-aduc aminte ultima dată când au... existat discuții, nu știu, discuții, mă refer la situația CEO, la lucrurile care se întâmplă în Gorj, pentru că sunt foarte multe lucruri grave. Vreau să vă asigur de un singur lucru, că Partidul Național Liberal la Gorj și-a respectat și protocoalele scrise și pe cele nescrise. Deci nu o să găsiți niciodată în această perioadă vreo înțelegere pe care Partidul Național Liberal a făcut-o cu Partidul Social Democrat la Gorj și n-a respectat-o. Există un protocol încheiat între cele două formațiuni pe care noi l-am respectat ad litera. Nu același lucru s-a întâmplat cu Partidul Social Democrat. Sunt foarte multe lucruri în momentul de față. Dar nu puteți face nimic. Din păcate, în acest moment, nu. Și nici nu încercăm să inflamăm spiritele la nivelul județului Gorj, ținând cont de faptul, și noi am recunoscut-o întotdeauna, că Partidul Social la Gorj este de 20 de ani cea mai puternică formațiune politică și, din fericire pentru ei în acest moment, poate din fericire și pentru județul Gorj, au dat primul ministru al României. Și este foarte greu să te bați cu o formațiune care, pe plan local, domină, iar mai mult decât atât are și susținerea primului ministru. Și am preferat, de fapt, conducerea Partidului Național Liberal a preferat o situație în care să nu intrăm într-un război deschis la nivelul județului Gorj. Pe de o parte, ținând cont de faptul că județul Gorj în acest moment are alte mult mai mari probleme decât relația dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Așa cum spuneați, în protocol este stipulată o paritate, 60-40, și vis-a-vis de funcții. Dar oarecum, de susținere pentru oamenii, da. Exact. Oarecum acest lucru nu s-a întâmplat și mi-aduc aminte că foarte mulți liberali au fost nemulțumiți la un moment dat, a fost o întâlnire la Rovinari, mi-aduc aminte, am participat și noi și foarte mulți s-au ridicat și au spus acest lucru, că sunt nemulțumiți, îl rugau pe președintele PNL Dian Popescu să se zbată mai mult. Nemulțumirile nu s-au redus de la întâlnirea de la Rovinari. Deci timpul a trecut, din păcate rănile se cicatrizează foarte greu și în acest moment și speranța mea, ca și speranța liderilor Partidului Național Liberal, ca și speranța susținătorilor Partidului Național Liberal, este ca la un moment dat forul de decizie al formațiunii noastre împreună cu domnul Dian Popescu să găsească o cale de comunicare cu Partidul Social Democrat. Dar vă pot asigura că nu o să plece vreodată problemele la nivel național de la județul Gorj. Deci vom încerca în așa fel încât să le ținem, încât problema CEO, problema, să zicem, unității de la SADU, problema alte și alte probleme să fie prioritare pentru județul Gorj și dacă aceste lucruri se vor rezolva, încercăm din acest punct de vedere să găsim înțelegere și pentru problemele politice de la nivelul județului nostru. Știu că la nivel național liberalii propun ca parlamentarii care demisionează să fie să-și piardă mandatul. Da, ar fi o idee foarte bună. Din păcate,
de 23 de ani nu se face sau nu se pregătește un astfel de proiect sau nu trece la un moment dat un astfel de proiect, ținând cont de faptul că votul dau parlamentari. Și nu o să găsiți foarte mulți dintre cei care sunt acum în Parlament, cum nu găseați nici în perioada anilor trecuți, care să voteze o astfel de inițiativă. Ținând cont de faptul că parlamentarii din ziua de astăzi sunt mult mai mercantili decât parlamentarii anilor 90 și din ce în ce mai apropiați de putere decât de partidele pe care au susținut. Dar fi o idee bună asta și pentru că sau în ultimele luni, de la începutul anului, dacă mi-aduc aminte, au fost treceri. Au fost treceri de parlamentari de la un partid la altul și bineînțeles că au mandatul în continuare și păstrează mandatul. După cum vedeți, viața a demonstrat și mai ales la nivel județului Gorj, că odată cu venirea unei astfel de legi, și eu vorbesc de legea care se aplică în momentul de față primarilor care pleacă și consiliul local, totuși viața politică la nivelul județelor s-a stabilizat. Adică omul spune, domnule, îmi convine, nu-mi convine, am fost ales pe lista unui partid, rămân acolo 4 ani de zile. Deși sunt sute de negocieri în perioada mandatului respectiv. Deci fiecare la nivelul lui negociază cu alte formațiuni. Nu toți, dar sunt și oameni care negociază și ați văzut foarte multe transferuri în prag de alegeri atunci când nu se mai poate face nimic. O astfel de inițiativă venită însă la nivelul parlamentarilor, v-am spus, parlamentarii votează foarte bine când trebuie să voteze pentru alții. Când trebuie să voteze împotriva lor, e foarte greu. V-ați uitat foarte bine și ceea ce se întâmplă cu cazarea. Da. E un exemplu pe care n-ar trebui să luăm, nu să nu luăm în considerare, să nu-l vedem cu ochi buni. Da? În momentul în care îi propui unui parlamentar, chiar dacă acel parlamentar provine dintr-un județ al țării, îi propui să-i dai 40 de milioane ca să stea în București, mie mi se pare o sumă foarte bună. Pentru că indiferent unde ai stea în București, cu 40 de milioane poți să-ți găsești cel puțin un apartament cu 3 camere, dacă nu mai mult. Da, chiar și Bucureștiul, cu 1.000 de euro, aproape 1.000 de euro, îți găsești condițiile foarte bune. Însă, parlamentarii noștri n-au acceptat o astfel de idee. Eu vorbesc din poziția omului care, de când m-am dus în Parlament, mi-am luat o garsonieră în București, m-am închiriat o garsonieră și acolo am rămas 4 ani de zile. Și pe vremea se dădeau 27 de milioane, nici măcar 40. Dar parlamentarii au devenit foarte, foarte comozi. Mai bine plătește statul 90 de milioane pentru camera lui de hotel, da? La un hotel care are acționariat privat. Nu e, că dacă ar fi un hotel al statului, așa cum corect era să se facă după 90, din punctul meu de vedere, spațiul pe care l-are în momentul de față alocat Palatul Parlamentului permitea, chiar în acea zonă, să poți să construiești și 400 sau cât sunt. 400, vorbesc numai cei care vin din teritoriul, 400 de garsoniere, da? Da? Și atunci să le pui la dispoziție în momentul în care au venit să își înceapă activitatea, cu banii, deci numai cu banii, dacă stăm și facem un calcul corect, cu banii pe care îi plătește parlamentul pe 4 ani de zile pentru un parlamentar, putea să construiască acea garsonieră. Și rămânea în proprietatea statului. Deci dacă ai alocat câte 90 de milioane, gândiți-vă că e aproape 1 miliard pe care statul în momentul de față îl plătește pentru cazarea unui parlamentar. Ori 4 ani sunt 4 miliarde. Sunteți de acord cu mine că se putea ridica acea clădire cu acești bani. Și din acel moment statul nu mai avea o cheltuială, cel puțin o cheltuială cu chiria pentru cazarea parlamentarilor. Dar v-am spus, luând diverse exemple, și o să vedeți că din punctul meu de vedere se rezolvă. Am văzut că nu mai au bani decât până în iunie-iulie. Se rezolvă și acea problemă. Nu o să rămână parlamentare din România fără indemnizații. Ar fi culmea acum. Spuneți-mi, la nivel județean, cum merg treburile în această perioadă? Vă pregătiți pentru conferința județeană de alegeri? Da, a fost o idee pe care a promovat-o președintele Dian Popescu. Nu știu nici data la acest moment, nu știu dacă se organizează. Din ceea ce știu eu, se merge pe ideea spre toamnă,
cu organizarea acestei conferințe de alegeri, dar v-am spus, până nu există un calendar stabilit, e prematur să discutăm de ce s-ar întâmpla ulterior în alegerile din Partidul Național Liberal. În filialele din teritoriu există... Se fac reorganizări, de aceea și ținem săptămânal ședința de birou, săptămânal sau o dată la două săptămâni, în funcție de cum este convocată ședința de birou județean, pentru a mai mandata președinți, pentru a face o analiză pertinentă asupra organizațiilor care au obținut rezultate sau care nu au obținut rezultate. Au existat până acum schimbări? Sigur, sigur. Unde sunt aveți? Cel puțin, vorbim de Tismana, vorbim de Fărcășești, vorbim de organizația de la Țicleni, sunt câteva organizații care au fost trecute în perioada anterioară. Deci s-au făcut pași și v-am spus, fiecare organizație va intra într-o analiză a biroului județean. Deci până acum aveți un număr câte au fost reorganizate? Cred că sunt în jur de 12 organizații care au fost reorganizate la Partidul Național Liberal în această perioadă. Cu președinți noi, cu alte birouri și unele au fost analizate și s-au mandatat în continuare președinții de organizații pentru a duce mai departe treaba, dar se face o analiză foarte, foarte atentă, pentru că ne așteaptă două tururi de alegeri în 2014 și nu ne putem juca cu aceste alegeri, mai ales că sunt alegerile europarlamentare și cel mai important pentru noi alegerile prezidențiale. Și atunci când presupunem că vom avea candidat al USL-ului din partea Partidului Național Liberal, nu ne putem juca cu rezultatele din aceste organizații. Deci, presupuneți, nu sunteți convins. Nu, dar eu vă spun sincer, niciodată nu o să mă auziți pe mine că în 2014 candidatul va fi neapărat al Partidului Național Liberal. Sigur, Partidul Național Liberal va avea candidat. Dar... Înțelegeți? Și din acest punct de vedere, eu am discutat și le-aș pune și o întrebare. Un candidat al Partidului Social Democrat a mai existat și în 2004 și a pierdut alegerile. Același lucru se poate întâmpla și în 2014. Pentru că în acest moment PSD-ul beneficiază de faptul că pe partea stângă este singura formațiune puternică care poate să-i reprezinte pe români. Pe partea dreaptă, cel puțin la acest moment, sunt două formațiuni, una mai puternică acum la acest moment, Partidul Național Liberal, dar există și celelalte formațiuni care se creează și te poți aștepta la o surpriză ca la un moment dat, în turul 2, pentru că e greu de crezut că cineva va putea câștiga din primul tur alegerile prezidențiale, în turul 2 dreapta să stabilească președintele țării, pentru că de două ori până în acest moment, și în 2004 și în 2008, PSD-ul s-a fript cu candidatul. Și ar trebui să seara, când înainte de a se culca fiecare. Tentația e mare, PSD, oricum sunt convinsă că de poate de multe ori. Pe 40, nici 49 nu e egal cu 51. Deci poți să ia, dacă vă aduceți aminte, în 2004, dacă întrebai pe 10 români din pe 9 români din 10, dacă va câștiga Năstase alegerile prezidențiale, cel puțin după primul tur vorbesc. Da. Nici nu se gândeau că nu vor câștiga. Eu mi-aduc aminte situația din Partidul Democrat Liberal la acel moment, mai rămăsese în 5 în toată formațiunea. Deci vă dați seama, dar viața a demonstrat că și în politică, ca în foarte multe domenii, surprizele pot apărea. Așa cum au apărut și în 2009. Joana, vă aduceți aminte, deja își felicita familia pentru mandat, se gândea cum să o instaleze pe prima doamnă. Da? Așa este. Deci, de-aia vă spun, experiența trecută a Partidului Social Democrat ar trebui să-i pună să mai mult pe gânduri și decizia pe care o să o ia în cunoștință de cauză. Dumneavoastră vă gândiți la o funcție în conducerea partidului, la o funcție de vicepreședinte? Nu, eu am o funcție în momentul de față în conducerea partidului de secretar coordonator. E o funcție care, cum să vă spun, nu am cerut-o când am venit în Partidul Național Liberal, pe care am primit-o în urma unor probleme pe care le-a avut fostul secretar coordonator al Partidului Național Liberal. Și așa cum am spus, în comparație cu foarte mulți din cei care au intrat în viața politică a unor partide, eu mi-aștept termenele. Pentru că așa mi se pare normal. Dacă mie nu mi-a convenit
când eram în PDL, cum nu, poate nu-mi convine niciodată, câteodată când, și când voi fi în PNL, nu o să-mi convine anumite lucruri. Până dar acum cineva... v-a convenit... Da, nu, eu sunt un soldat disciplinat atâta timp cât îmi dau seama că lucrurile pot să meargă înainte. N-am fost cel mai cu minte membru de partid când am fost în Partidul Democrat Liberal și nu o să fiu nici în Partidul Național Liberal. Deci nu tac atunci când trebuie să spun ceva. Însă sunt la începutul unei cariere politice în Partidul Național Liberal, n-am decât 7 luni de zile de când am venit în această formațiune și mi s-ar părea anormal ca eu să ridic pretenții în fața miilor de membri ai acestei formațiuni. Au tot dreptul să facă acest lucru. Când ați fost în PDL, spuneați la un moment dat că vă doriți o candidatură la parlamentare. Peste 4 ani? Oh, nici nu știu ce voi face peste o lună. S-ar putea la un moment dat și peste o lună, dacă lucrurile nu merg așa cum cred că ar putea să meargă, să mă retrag și să-mi văd de ceea ce văd acum, de activitatea mea universitară. Deci în momentul în care o să simțiți zile, că nu vă mai regăsiți sau nu vă convin lucrurile cum se desfășoară, ați putea să vă retrageți, nu? Cred că cel mai mult în perioada asta am câștigat în experiență și în maturitate. Da, dacă în 2005-2006 duceam un război surd cu Ionel Manțoc, pe care mi-a adus până la urmă pierderea mandatului de parlamentar, pentru că eu le-am adus aminte celor din PDL, că în 2008, atunci când a fost bătălia dură în Gorj, mie mi-au dat ce a rămas. Adică mi-au dat un colegiu pe care PDL-ul obținuse 5%. Și în felul acesta, e adevărat, într-o bătălie onorantă pentru mine cu Victor Ponta, în felul acesta mi-am pierdut mandatul de parlamentar. M-am uitat că și în PNL, și în PDL, și în PSD, un parlamentar venit de pe această funcție primește, în general, colegiul pe care și-l dorește. Eu nu, eu am fost trimis la aduna de prune. Pe mine m-au trimis ca să adun voturi din Târgu Jiu. Nu m-au trimis nici la Pocreaca, nu. Nu, aici la Târgu Jiu m-au trimis ca să adun. Și am strâns destule. E adevărat că poate dacă eram mai abil politic la momentul acela și nu intram în acel război pe viață și pe moarte cu Ionel Manțoc în Partidul Democrat Liberal, acum aveam o viață mai lungă politic. Însă eu nu regret nimic. Pentru că atunci când și în relația cu factorii de decizie politici și în relația cu factorii de decizie administrativ, n-am avut o, cum să vă spun, luni de miere. Nu. Când am avut ceva să-i spun și domnului Manțoca și domnului Călinoiu, le-am spus în față, nu am încercat să vorbesc pe la colțuri. Eu am fost foarte deschis. Din păcate, nu întotdeauna sinceritatea și, cum să vă spun, dorința de a-ți promova ideile tale sunt admirate în județul nostru. Dar revin la ceea ce mă întrebați cu PNL-ul, în condițiile în care îmi voi da seama că Partidul Național Liberal dorește să promoveze un alt tip de politică și un alt tip de politician, știu foarte bine să mă retrag și nu neapărat, cum să vă spun, să mă duc la o altă formațiune politică. Eu asta vreau să vă întreb, dacă... Nu, nici nu se pune problema de așa dacă ceva. Cazul în care ați plecat din PNL, sunt un om vă retrageți de tot din politică? Sunt un om de dreapta și voi rămâne toată viața mea un om de dreapta. Deci nu plec de pe acest deșichier politic, deși am avut propuneri tentante și de pe altă zonă. Voi rămâne aici pentru că eu consider că prin meseria pe care o fac în momentul de față de cadru universitar, nu pot să fiu om de stângă. Din păcate, îmi fac colegii semn că am ajuns la finalul emisiunii, a trecut timpul foarte repede. Vă urez baftă în continuare și să sperăm că lucrurile vor merge așa cum își doresc și socialdemocrații și liberale. Nu, eu mi-aș dori să meargă lucrurile așa cum își doresc cetățenii care i-au ales pe socialdemocrați și pe liberali. Așa este, până la urmă. Pentru că dacă merge numai pentru rezolvarea liberalilor sau a socialdemocraților, pentru țară nu va fi deloc bine. Așa este. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Eu sunt Nicoleta Văduva și vă mulțumesc pentru atenție.